După ce au existat mai multe discuții despre majorarea pensiilor, a salariului minim pe economie, dar și a alocațiilor pentru copii, se pare că sunt șanse mari ca până la începutul anului viitor să avem și un buget de stat. Prezent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV, hunedoreanul Vasilică Potecă, senator PNL, a declarat că în următoarele zile bugetul național o să fie trimis în Parlament pentru a fi dezbătut. Au existat pe buget două mari discuții. O primă discuție era pensiile și salariile din educație, sănătate și pensiile pe contributivitate, rămânând această componentă de pensii pe partea de pensii speciale, care v-am spus este deja lună în PNR și trebuie discutată până la urmă. Și exista a doua mare problemă pe salariul minim pe economie, acest salariu de 3.000 cu această deducere de 200 de lei și cu 4.000 pe partea de construcții. Fiind închise aceste două teme, de-abia acum poți să închizi bugetul, adică știi exact pe ce poți să te bazezi de bugetul ce este. Până la urmă este o filozofie, este o proiecție pentru anul care urmează, în care spui cam câte cheltuieli ai și cât ce venituri ai, ce trebuie să împrumuți, ce trebuie cum finanțezi statul pe anumite componente. Fiind închise cele două discuții, adică știind cele două probleme majore, salariu minim, pensii și ajutoare, toate celelalte cu indexările lor, de-abia acum guvernul poate să închidă bugetul și să-l trimite spre dezbatere la Parlament. Ceea ce înseamnă că cred că până undeva după data de 3 decembrie guvernul va trimite spre dezbatere la Parlament bugetul. Parlamentarul a mai precizat faptul că sunt șanse mari ca după Crăciun să se lucreze la bugetul național, pentru ca acesta să nu mai fie adoptat mult prea târziu, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți, când a fost votat și în luna martie. Probabil că se va face între 15 și 23 sau înainte de Crăciun și între Crăciun și Anul Nou. Dar este foarte clar că este dorința guvernului și a coaliției astăzi ca să avem un buget la 1 ianuarie. Cu toate acestea, totul depinde de guvern, de modul în care va reuși să închidă bugetul și cum va aloca banii pentru fiecare sector în parte. De către statul român, prin Ministerul Finanțelor,